Deși afișează imaginea unui bărbat dur, în realitate Starlin este o persoană sensibilă, iar atunci când vine vorba despre familie, se emoționează de fiecare dată. Echipa războinicilor a câștigat jocul de comunicare din această seară, astfel că războinicii au avut ocazia de a-și revedea mamele. Pentru Starlin, momentul a fost unul cu adevărat emoționant, iar mesajul primit din partea mamei l-a determinat să facă o dezvăluire impresionantă. Ziua de 8 martie este dedicată tuturor mamelor, motiv pentru care concurenții din echipa războinicilor au avut ocazia de a le revedea pe cele mai importante femei din viețile lor, ținând cont de faptul că ei au câștigat jocul de comunicare din această săptămână. Mesajul video pe care Starlin l-a primit din partea mamei lui a reușit să-l emoționeze până la lacrimi pe războinicul de la Survivor România. Te iubesc și te ador, te voi susține întotdeauna. Tu ești bombonica mea, mămica ta, este mesajul pe care Starlin l-a primit din partea mamei lui. După ce a ascultat mesajul, Starlin le-a mărturisit colegilor de echipă că mama ocupă un loc special în viața lui și că îi datorează tot ceea ce este astăzi. Războinicul a dezvăluit că mama lui a făcut sacrificii pentru a-l crește și că nu de puține ori oamenii au spus că nu va ajunge nici măcar la vârsta de 21 de ani, având în vedere că mama lui era mai mult plecată și nu se putea ocupa de educația acestuia. Cu toate acestea, războinicul este mândru că a reușit să-și depășească condiția, să-și întemeieze o familie și să aibă propriul job.